Ne aflăm în sala de expoziții a Muzeului Țăranului Român, care adăpostește o expoziție foarte frumoasă a fotografiei poloneze Justina Milkiewicz. Suntem de jur împrejur, înconjurați de niște imagini în care comunitatea polonezilor din două sate din Bucovina ilustrează o temă foarte importantă pentru această comunitate. Identitatea și predarea ștafetei care ține de apartenență noii generații. Pentru acest proiect fotografic, Justina Mielnikiewicz a ales un tărâm de basm, cel al Bucovinei. Bucovina este un spațiu în care au conviețuit și conviețuiesc armonios un număr mare de naționalități. Apropierea ei de temă s-a realizat prin studiile puse la dispoziție de Uniunea Polonezilor din România, dar și de istoriile personale care au fost obținute prin intervievarea membrilor comunității poloneze. Astfel, ea s-a apropiat atât de România, cât și de comunitatea poloneză. Fotograf a preluat rolul unui actor social. Subiectul imaginii și descrierea alăturată înregistrează și comunică experiențe diverse. Oferă o perspectivă asupra dinamicii socioeconomice a comunității poloneze. În fotografii putem citi secvențe tematice ce ne dezvăluie contextul. Pe de o parte este peisajul idilic ce înconjoară satele, dar și urmele istoriei vizibile în arhitectura sau decorația caselor, a bisericii sau a gării. De interconectivitatea socială prin participarea la slujba religioasă, la sărbătorile comunității, dar și prin instantaneele de zi cu zi. În selecția expoziției sunt incluse fotografii care dezvăluie obiceiuri, dar și tradițiile menite să asigure coeziunea comunității. Sunt fotografii care surprind etapele formării noii generații în spiritul polonez. Pentru portrete, Mielnikiewicz alege tipologii umane diverse. Subiecții aleși sunt persoane de vârste diverse. Fotografa este interesată atât de conturarea trăsăturilor fizice, cât și de evidențierea unor emoții, de surprinderea caracterului subiectului. Uitându-mă la fotografiile cu copii, cuvântul care mi-a venit în minte a fost calin, pentru că se simte foarte multă tandrețe în spatele obiectivului fotografic. Artista reușește cu foarte multă sensibilitate să realizeze un portret al comunității poloneze. Își apropie temele proiectului, care sunt cel al apartenenței și cel al identității. Muzeul Național Țăranului Român este un partener de nădejde, spun eu, pentru foarte multe entități din străinătate și lucrăm cu mare drag cu institutele culturale străine din România. Este cazul parteneriatului pe care îl avem cu Institutul Polonez de la București. A fost ideea lor ca sezonul cultural România-Polonia 2024-2025 să aibă o avanpremieră la noi în muzeu. Și trebuie să mărturisesc că am pregătit această expoziție de fapt un an de zile. Sunt mulțumit că am reușit să o realizăm atunci când ne-am propus, exact în preziua Zilei Solidarității Româno-Poloneze, ziua de 3 martie, pe care o aniversăm, o sărbătorim în fiecare an. Ceea ce mi se pare important este că acest proiect cultural aduce în atenția publicului românesc o comunitate din România, dar o comunitate poloneză, din Bucovina, din județul Suceava, unde trăiesc, s-au statornicit acolo mai multe mii de oameni de etnie poloneză, încă de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, de când județul Suceava făcea parte a lui din Imperiul Austriac.
Această comunitate foarte interesantă din punct de vedere etnografic mai ales, are o dublă identitate, oamenii se simt evident polonezi prin etnia lor, dar sunt în același timp și români prin cetățenie și prin educație. Sunt oameni care sunt atașați atât României cât și Poloniei. Fotografa Justina Mielnichievici, pe care o consider chiar o foarte, foarte bună artistă, a reușit să aducă în atenția noastră, după o documentare susținută, atentă, a făcut 10.000 de fotografii în aceste sate, niște povești foarte frumoase. Ceea ce este interesant în această expoziție este exact povestea pe care o spune Justina Mielnichievici. Și titlul expoziției este legat de această poveste. Au fost 3 surori și doar 2 cămăși. Trebuie să veniți să vedeți expoziția pentru a înțelege care este rostul acestei expresii. Sunt convins că vă va cuceri, pentru că este o poveste poetică, de-a dreptul, o poveste impresionantă despre cum este dusă mai departe tradiție. În cazul de față este vorba despre tradiția brodării cămășilor tradiționale, cămăși care sunt purtate, evident, de femeile din acea zonă, ca de altfel din toate zonele României. Merită așadar să veniți să vedeți această expoziție până la sfârșitul lunii aprilie, câtă vreme va fi deschisă la Muzeul Național Țăranului Român în sala Ina Nicolau.